Abel și Belina. Abel a căzut. De Eric Quarel. Ce după amiază frumoasă! Abel și Belina profită de vremea magnifică pentru a merge să se joace în grădină. Abel aleargă cu toată viteza spre Belina. Fii atentă, Belina! Eu sunt lupul cel fioros și o să te devorez! Înainte să mă mănânci, ar trebui mai întâi să mă prinzi. Hai, Abel, prinde-mă dacă poți! Îl provoacă ea. Dar Abel alergă mult prea repede, se dezechilibrează și cade în iarbă. Aha! Strigă el. Belina nu are timp să reacționeze. Asistă neputincioasă la această tumbă accidentală. Ești bine, Abel? Nu te-ai lovit prea tare? Întrebă Belina îngrijorată. Au, 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 ce mă înțeapă! Gemu Abel. Deși iarba i-a amortizat căderea, el are julituri la cot, bărbie și genunchi. Cred că am dat peste o pietricică ascunsă în iarbă sau o bucată de rădăcină de copac. Adăugă el, rânjind. Hai, hai să mergem acasă să-ți îngrijim rănile astea urâte, spuse Belina. Dacă vrei, te tratez eu, se oferi Belina. Am învățat la școală cum se face. Mama, desigur, e prin apropiere. Ea o observă pe Belina în liniște și este gata să intervină dacă este necesar. Mă spăl mai întâi pe mâini, este important, spune Belina. Spune-mi, Belina, nu o să doară, nu? Întrebă Abel, cam îngrijorat. Pișcă și mă arde! Se strâmbă Abel. Dar nici măcar nu te-am atins, răspunde Belina. Mai întâi trebuie să curăți rana cu apă curată. Este obligatoriu să o curăți. E posibil să... Pește foarte puțin, adăugă ea. Dar nu va mai dura mult. Ești gata? Da! Răspunde Abel. Hai, dă-i drumul! Unu, doi, trei... Vezi, nu a fost atât de dureros, spune Belina. Într-adevăr, ai dreptate, Belina, răspunde Abel. Dar eram atât de speriat încât mi-a fost teamă să nu mă doară și mai tare. Ei, mi se întâmplă și mie, să știi, recunoaște Belina. Acum că rana a fost curățată, trebuie să o dezinfectăm. În principiu, acest lucru nu ar trebui să înțepe. Abel este ușurat. Știi, dacă durează puțin, nu este foarte grav. Am curățat și dezinfectat bine rana, rezumă Belina. Trebuie doar să dejăm cu acest plasture drăguț. Oh, ești o asistentă minunată, Belina. Iar tu ești un pacient curajos, Abel, răspunde ea. Ai putea să te ocupi și de celelalte două rând, te rog, Belina? Desigur, Abel. Am ocazia să exersez mai mult, răspunde Belina, zâmbind. Ai grijă, Belina! Eu sunt lupul cel fioros și te voi devora! Au! Ei, mi-ai mai spus asta odată, Abel, și nu ți-a adus prea mult noroc, răspunde Belina. Ești mai degrabă un lup fioros și ciop, adăugă ea, tachinându-l. Am fost îngrijit de o asistentă excelentă, răspunde Abel. Și îmi voi recăpăta repede puterele. Așadar, îți spun din nou, păzește-te sau am să te mănânc.